În duminica a treia din postul mare, preasfințitul părinte episcop Macarie al Europei de Nord a venit în mijlocul credincioșilor români ai parohiei Sfânta Cruce din orașul suedez Veho. Chiriarhul a oficiat Sfânta Liturghie și a ținut apoi un cuvânt de învățătură. Prin cruce nu trebuie să înțelegem doar suferință, ci în primul rând iubirea lui Hristos Deoarece nu piroanele l-au ținut pe Mântuitorul Hristos răstignit pe cruce, ci iubirea sa nemărginită față de făptura umană. El a ales să moară cu mâinile întinse pe cruce, îmbrățișându-ne și descoperindu-ne iubirea sa dumnezească mai tare decât moartea atât de diferită de iubirea schimbătoare a oamenilor. Sfântul Ierarh Nectarie ne spune că Mântuitorul Iisus Hristos ne învață cum să ne purtăm crucea vieții și ne ajută să ne purtăm crucea vieții noastre. Parohia românească mai are hramurile Sfinții Ierarh Mărturisitori Iosif din Malamureș și Zigfrid din Vecho, luminătorul Suediei. Noi ne aflăm pe un pământ suedez, un pământ străin de țara noastră, dar prin nașterea credinței Creștine aici, prin cel care a adus credința creștină, Siegfried, care împreună cu cei trei frați ne-a pus primele baze creștine care au rămas în memoria poporului suedez și a dus mai departe această credință creștină în sufletul creștinilor adevărați, purtându-i pe ei ca niște ortodoxi, pentru că aceasta s-a întâmplat înaintea schismei, așa că ei erau. Și țineau de biserica noastră creștină-ortodoxă. Îl avem pe Sifrit ca o al parohiei noastre. La finalul slujbei, preotul paroh și credincioșii au primit din partea episcopului lor mai multe cărți de folos sufletesc.